Bună ziua, dragilor! Sunt dr. Petrache, medic diabetolog. Vă aștept solicitările pentru consultație de diabet în clinica virtuală, dar și pentru plan nutrițional personalizat, la adresa de mail afișată pe ecran. De curând am lansat canalul de YouTube în limba engleză, pe care mi-aș dori să îl susțineți prin abonare și aprecierea tutorialelor. Puteți accesa canalul dând click pe linkul din descriere. Vă mulțumesc! Subiectul de astăzi este extrem de delicat, și mi-aș fi dorit să nu existe. Însă, diabetul este o boală extrem de periculoasă, ce vă poate afecta viața enorm. Amputația reprezintă o complicație majoră a diabetului zaharat. Dacă aveți diabet, în mod sigur știți că trebuie să vă verificați picioarele în fiecare zi. De foarte multe ori, diabetul zaharat duce la boala arterială periferică. Boala arterială periferică îngustează vasele și reduce fluxul de sânge de la nivelul membrelor inferioare. Fără hrană adusă prin sânge, nervii de la acest nivel mor. Și în această cauză apare neuropatia diabetică, complicație ce poate fi atât de avansată încât este posibil să rămâneți fără niciun fel de sensibilitate la nivelul tălpilor. Aici apar problemele. În momentul în care nu mai simțiți nimic la nivelul tălpilor, pentru că dacă nu simțiți, nu vești ști când vă răniți sau când apare o leziune. Orice leziune netratată la timp se agravează. Fără să vă dați seama, veți continua să puneți presiune pe zona afectată. Aceasta va crește și se va infecta. Pentru a putea trata o infecție, trebuie ca antibioticul să ajungă în mod eficient prin sânge în zona afectată. După cum am spus inițial, sângele ajunge deficitar în zona afectată sau nu ajunge deloc, ceea ce înseamnă că tratamentul, indiferent de modul de administrare, nu ajunge eficient în zona respectivă. Vindecarea este din această cauză, din start, îngreunată. Tragedia apare atunci când rana este observată prea târziu, când apare gangrena și infecția se extinde la os. Dacă infecția nu poate fi oprită, apare necesitatea amputației. Cele mai comune amputații în diabet sunt la nivelul degetelor de la picioare, la nivelul labei piciorului și chiar mai sus, la nivelul gambei. În ultimii 20 de ani, numărul persoanelor ce au necesitat amputații din cauza diabetului zaharat a scăzut vertiginos tocmai datorită tratamentelor eficiente pentru diabet, dar și datorită medicilor, ce reușesc să educe pacienții și să le prezinte cele mai importante informații legate de complicațiile diabetului zaharat. Dacă aveți diabet, nu înseamnă că neapărat trebuie să suferiți o amputație. Dacă aveți diabet și nu respectați indicațiile medicului sau nu urmați tratamentul în mod corect, puteți dezvolta complicații serioase. Insist să vă inspectați picioarele în fiecare zi și să vă adresați medicului podiatru de îndată ce observați cea mai mică leziune. Este foarte important să nu existe factori ce vă pot produce leziuni. Încălțăminte incomodă, mersul pe jos de sculți, mersul în papuci, mersul cu o încălțăminte ce nu acoperă în întregime piciorul. Toate acestea pot favoriza apariția unei leziuni care trebuie cu orice preț evitată. Cu riscul de a mă repeta, vă recomand să vă verificați zilnic picioarele, să căutați zone roșii, zgârieturi, dar și bătături. Dacă nu vi le puteți inspecta singuri, rugați un apropiat sau utilizați o oglindă. Verificați vă singur sensibilitatea cu ajutorul unei pene sau orice obiect ușor. Verificați vă temperatura locală a picioarelor. Purtați șosete subțiri, curate și uscate, ce nu au elastic. Mișcați-vă degetele de la picioare și încheieturile pe parcursul zilei pentru a menține o circulație sanguină eficientă. Leziunile apărute la picioare se tratează de către un medic podiatru. Nu încercați să le tratați singuri, pentru că este posibil să faceți mai mult rău decât bine. Cam atât pentru astăzi. Nu uita să dați like tutorialului și să vă abonați și la canalul nou lansat în limba engleză. Sunt doctor Petrache și până data viitoare aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.